Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a domnului reverend doctorand Sorin Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane, Sinodul Missouri. Sorin, bine ai revenit! Cătălin, mulțumesc mult pentru invitație! Iată-ne, Sorin, că stăm din nou de vorbă într-o vară foarte călduroasă, a spune, după o perioadă de ploi și multă răceală, vine și această căldură care ne dă probleme. Și în seara aceasta, făcând așa o paralelă între ceea ce se întâmplă în afară și ceea ce vom discuta în seara aceasta, îmi doresc să abordez cu tine o temă, a spune, o foarte importantă, despre care poate mulți vorbesc așa mai înascunziși, mai acolo unde nu aude nimeni, dar o problemă care de fapt este o problemă actuală și anume despre dublu statut al omului și în special al dușitorului, acela de om și bineînțeles de om duhovnicesc, omul de dinăuntru și omul de din afară. Am numit eu în mod generic tema din seara aceasta, firea pământească versus firea duhovnicească. De fapt, vom discuta despre cele două naturi pe care omul le are, firea aceasta în care ne naștem în vechiul Adam și apoi firea aceasta care ne naște din Hristos, atât la omul simplu, dar în special în zona aceasta a slujitorilor. Tu ești un slujitor și noi suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți slujitori, preoți, pastori, misionari, oameni care până la urmă sunt oameni și care sunt supuși acelorași probleme pe care le au toți oamenii de pe pământul acesta. De multe ori când suntem puși față în față cu diverse situații, când biserica trebuie să intervine, când anumite fețe bisericești trebuie să aibă o anumită poziție, să spunem, cu privire la problemele acestea ale societății postmoderne. Vorbim de familie, despre căsătorie, despre educația copiilor. Suntem acum în discuții cu educația sexuală, raportul Matis și alte, multe alte probleme în care biserica trebuie să aibă o poziție. Întotdeauna primim feedback-ul acesta din partea celor care neagă biserica, neagă credința, că de fapt stați liniștiți, nu vorbiți, că și voi sunteți la fel de păcătoși și voi aveți slujitorii voștri care sunt falimentari din punct de vedere al credinței. Cel mai bine stați în cutiuța voastră, vedeți-vă de treabă în biserica voastră, nu ieșiți prea mult în afară, că și voi sunteți la fel ca și ceilalți. Sorin, cam asta este situația, din acest motiv am abordat cu tine această temă și doresc ca împreună să ne uităm până la urmă la natura aceasta dublă pe care omul, dar în special omul lui Dumnezeu, slujitorul, o are în lumea aceasta. Cătălin, problema este într-adevăr una de actualitate și una arzătoare în același timp. Ea caracterizează biserica creștină din zorii ei și până în prezent, pentru că în fiecare clipă biserica a trăit în această lume dublă, dacă pot să-i spun, aflându-se pe pământ, însă fiind un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Așa cum ai spus, noi, protestanții, în general, avem o viziune pesimistă vis-a-vis de om. Știm că omul, conform raportului creației, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În teologia protestantă, la general vorbind, între chipul lui Dumnezeu, imago Dei, și asemănarea cu Dumnezeu sau similitudo Dei, noi punem semnul de legalitate, le considerăm că sunt expresii interschimbabile, făcând referire la același lucru. Imago Dei reprezenta acel atribut al omului de a fi într-o permanentă și corectă relație cu Dumnezeu. Dar după intervenția păcatului în viața omului, această imago Dei, învață teologia protestantă, s-a distrus. Și omul a ajuns mort în păcat. A ajuns mort în păcat, înrobit păcatului, ceea ce înseamnă faptul că omul nu mai are în sine capacitatea de a răspunde chemării lui Dumnezeu și de a merge pe drumul pe care Dumnezeu voiește ca omul să meargă. Odată, pentru că nu mai are
puterea să facă acest lucru și a doua oară pentru că nu mai are nici măcar voința să facă acest lucru, Dumnezeu devenind pentru omul păcătos un dușman datorită poziției sale de judecător, așa cum ni-l revelează legea celor 10 porunci. Ne amintim faptul că în Deuteronom ni se spune blestemat este cel care nu împlinește toată această lege. Prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos și prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, care este nimeni altcineva decât Fiul lui Dumnezeu, care coboară pe pământ, ia asupra sa și că își asumă firea umană sau natura umană în firea sa divină, realizând această uniune hipostatică a naturii divine cu natura umană, Domnul nostru Iisus Hristos ia asupra lui păcatele noastre, împlinește legea lui Dumnezeu, ia asupra lui păcatele noastre și se jertfește la cruce, aducând astfel eliberarea omului de sub robia păcatului, a morții și a diavolului și restaurând în om imago Dei, adică făcându-l pe om capabil din nou de colaborare, de cooperare cu Dumnezeu, de ascultare și de împlinire a voii lui Dumnezeu. Numim această restaurare noi nașterea din nou, care se întâmplă prin botezul nostru. Botezul este numit baia nașterii din nou, în care omul este restaurat. Însă, la acest capitol sunt foarte, foarte multe lucruri de discutat. Ce se întâmplă cu acest om care se convertește, care devine creștin? Ce se întâmplă cu omul care se botează? Și aici, dar, Cătălin, sunt câteva teorii. Eu o să amintesc pe scurt doar două dintre ele. Una care spune că în momentul în care omul se botează, el este justificat. Deci în urma credinței, practic, vine lucrul acesta. Da, urmează procesul de sfințire. Procesul de sfințire constând într-una dintre teorii într-un fel de ridicarea omului treaptă cu treaptă până când el ajunge de la starea de păcătos la starea de sfânt. Adică, practic, cât trăiește în viață, omul trece prin procesul acesta de sfințire. Trece printr-un proces de sfințire sau de sanctificare, de sfințire să-l numim noi în limba română. Însă procesul acesta trebuie văzut cu foarte, foarte mare atenție. Pentru că sunt teorii care vin și spun că procesul de sfințire este o lentă trecere de la starea de păcătos la starea de sfânt. Cu alte cuvinte, noi pornim de la o stare în care suntem păcătoși în proporție de 100% pentru a ajunge într-un final la o stare în care suntem sfinți în proporție de 100% și păcătoși în proporție de 0%, atingând anumite trepte de exemplu, păcătos în proporție de 90%, sfânt 10% și tot așa până la 50-50, 75-25% și așa mai departe. Există însă cea de-a doua teorie pe care o vedem că o promovează și Sfântul Apostol Paul, apoi o promovează reformatorii și alții care le-au urmat teologia și care vorbește despre omul credincios ca simul justus et peccator, care se traduce din limba latină prin justificat și păcătos în același timp. Cu alte cuvinte, în sfințire, noi suntem întotdeauna 100% păcătoși și întotdeauna 100% sfinți. Suntem 100% păcătoși pentru că dacă ne punem viața de zi cu zi în fața legii, găsim nenumărate momente în care noi încălcăm legea. Nu uita faptul că legea, că Scriptura ne spune faptul că omul care calcă o singură poruncă se face vinovat de încălcarea întregii legi. Privind la lege, este imposibil pentru fiecare dintre noi sau dintre telespectatorii noștri să vină și să spună astăzi nu am încălcat legea lui Dumnezeu cu absolut nimic. Ca atare, noi, din perspectiva legii lui Dumnezeu, suntem în fiecare clip a existenței noastre 100% păcătoși. Repet, încălcarea unei singure porunci nu te face 10% păcătoși pentru că sunt 10 porunci, deci încălcarea uneia înseamnă doar 10% păcătoși, nu, ci te face 100% păcătoși, te face călcătorul întregii legi. Însă, în același timp,
noi avem și promisiunea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Avem această justificare care vine prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin credința în Iisus Hristos, iar privind la Evanghelia lui Hristos, privind la promisiunea lui Hristos, noi suntem 100% sfinți. Hristos ne-a sfințit prin jertfa sa, Hristos ne-a unit cu El și ne-a îmbrăcat cu sine în botezul nostru, spune Sfântul Apostol Paul în Galateni, oricât v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Apoi citim faptul că spune Domnul nostru Iisus Hristos în Ioan capitolul 6, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu rămân în el și el în mine, toate lucrurile acestea de asemenea ne spune că cine crede cuvântul meu, eu îl voi învia și așa mai departe. Iată că privind la Hristos, privind la Evanghelia lui Hristos, noi suntem 100% sfinți. Și acesta este paradoxul despre care ne vorbește Sfântul Apostol Paul foarte frumos în Roman, capitolul 7. Omul ca simul justus et peccator, omul ca păcătos zi de zi, dar și ca sfânt în Hristos zi de zi. Iar lucrul acesta nu este valabil doar pentru un anumit moment al existenței noastre, ci este valabil pe tot parcursul vieții noastre, până când atunci când fie moartea ne va despărți de acest trup al păcatului în care ne trăim viața de zi cu zi, fie revenirea Domnului nostru Iisus Hristos în glorie va duce la schimbarea trupului nostru, acestui trup de păcat, noi vom păși în viața veșnică în mod plenar, acolo unde vom fi pe deplin sfinți și nu vom mai fi absolut deloc pecatori, păcătoși. Foarte frumos explicat. Vreau totuși să ne întoarcem la un verset din Sfânta Scriptură și aici nu mai vorbim despre omul păcătos de rând, omul care nu e cine știe, sau nici măcar despre un slujitor din zilele noastre. Vorbim de unul foarte faimos, și anume despre unul dintre apostoli, Sfântul Apostol Pavel, sau Paul, cum îi se spune în teologia occidentală, spune în epistola sa către Galateni, în capitolul 5, următorul verset. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și îți mai citesc și din Roman, capitolul 7, două versete care spune așa. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Că nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și versetul 18 e foarte frumos, spune: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Un text foarte, foarte sugestiv. Deci, când vorbim despre dubla această natură, despre firea aceasta păcătoasă, moștenită de la părintele nostru Adam, care se luptă cu omul cel nou, născut, da? În Domnul Hristos. Lupta aceasta o avem noi, o au toți oamenii credincioși și am zice că uneori este epuizantă, se vede clar, suntem oameni, suntem slabi și de multe ori firea pământească ne dovedește, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și mai ales dacă ne uităm la ceea ce ne aducem aminte din ce am citit, vrem să luptăm, exact cum spune Apostolul Pavel. Dar este interesant că tocmai el, un apostol, un om care a cutreierat atâtea teritorii, a dus cuvântul, un om pe care l-a întâlnit pe Domnul Hristos față în față, are aceleași probleme pe care le am eu, pe care le ai tu, și deci un slujitor, dacă ar fi să ne comparăm noi ca slujitori în fața lui Pavel, n-am avea niciun cuvânt de spus. Deci e o diferență majoră. Sau cu oricare alt apostol. Dar vedem că Pavel cu gura lui spune că are lupta aceasta. Acum, uitându-se la darul acesta al slujirii, cum putem face diferențierea? Pentru că de multe ori în realitate trebuie să spunem că noi în bisericile noastre, noi vorbim despre, cel puțin în bisericile evanghelice,
câteodată trecem în sfera aceasta a aprecierii unui om care slujește mai mult decât trebuie. Hai să nu-i spun cultul personalității, dar putem să-i spunem și așa dacă dorim. Și uneori asimilăm biserica cu o anumită persoană. Nu spunem, mergem la biserica lucutare sau lucutare. Poate ai auzit și cu siguranță se și practică. Și câteodată, cum să spun, atenția noastră trece de la Hristos mai mult către omul respectiv, către instituția aceea bisericească care aparține unui cult sau nu aparține, dar pentru că se întâmplă anumite lucruri, atenția noastră. Și vreau să spun următorul lucru, Sorin, în momentul în care se întâmplă ceva, că uneori se întâmplă și respectivul cade sau știu eu, are o perioadă mai nefastă în viață, nu mai are acea performanță pe care o avea acum ani de zile, nu mai predică cu același patos, cu aceeași putere, respectivii oameni din jurul lui, cei care l-au adorat, cei care l-au respectat, au și o cădere. Deci, până la urmă, ajungem la vorba aceea care spune, domne, și noi avem, să spunem, slujitorii noștri care au aceeași luptă ca lui Pavel și, bineînțeles, luptă pe care o avem și noi, credincioșii de rând. Această parte a capitolului numărul 7 din Romani, numită de către traducerea Dumitru Colinescu, Luptea firii pământești împotriva Duhului, a adus foarte multe controverse de-a lungul timpului. Sunt destul de mulți aceia care consideră că Paul care vorbește în acest pasaj este Paul dinaintea cunoașterii lui Hristos. Realitatea este că lucrurile nu stau așa, ci Paul care vorbește în această jumătate, a doua jumătate a capitolului, nu este altcineva decât Sfântul Apostol Paul, care îl cunoaște pe Hristos și datorită cunoașterii în Hristos, în el se naște această luptă între Duhul și firea pământească. Pentru că firea pământească este întotdeauna atrasă de păcat. Firea pământească, zarse sau corp, carnea noastră, cum o numește, de aceea, din perspectiva mea, de exemplu, traducerea Dumitru Corinescu folosește un pic nefericit expresia aceasta, fire pământească, mai corect ar fi trebuit să se zică carnea noastră, în carnea, în lupta dintre carnea noastră și Duhul. Carnea este cea care ne ține robei păcatului, pentru că poftele, spune Sfântul Apostol Paul, iau naștere în carnea noastră, în trupul nostru. Trupul nostru este, așa, ca să facem o analogie interesantă, cu toții cunoaștem povestea stăpânului inelelor și acolo îl avem pe Sauron, exponentul răului, diavolul, satana, și inelul, care este practic forța păcatului, și ați văzut că inelul, tendința inelului este întotdeauna de a-l căuta pe Sauron. Inelul vrea să se întoarcă la Sauron. Același lucru se întâmplă cumva și cu firea noastră pământească, cu trupul nostru. Trupul nostru este întotdeauna doritor să se întoarcă la păcat. Trupul nostru este un pofticios după păcat în fiecare, în fiecare clipă. Noi însă, născuți din nou fiind prin Duhul Sfânt, prin puterea Evangheliei, știm toate lucrurile acestea și de aceea începe conflictul între noi. Pentru că foarte frumos spune Sfântul Apostol Paul, și tu ai remarcat lucrul acesta, faptul că vreau să fac ceea ce e bine, doar că n-am putința să fac acest lucru. Deja se vede faptul că aici este un om schimbat, pentru că este un om care are putința de a face binele și trăiește, are voința de a face binele și trăiește această dramă a eșecului continuu în a împlini ceea ce Dumnezeu îi cere să împlinească. Este o luptă pe care nu o trăiește numai Sfântul Apostol Paul, ci este o luptă care în realitate ne vizează pe fiecare dintre noi. Dar ca să o înțelegem cât se poate de bine, trebuie ca în taina inimii noastre, în intimitatea noastră, să privim la propria noastră persoană în lumina legii și în lumina Evangheliei în același timp. Dacă vom privi numai în lumina legii, vom vedea că suntem păcătoși și vom dispera în situația aceasta. Dacă vom privi în lumina Evangheliei, vom vedea că suntem
răscumpărați în Hristos, și atunci intervine versetul numărul 8, care spune: acum dar nu este nicio sândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Da? Versetul anterior, versetul 24, ne vorbește de concluzia pe care o trage Sfântul Apostol Paul privind la lege: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Urmând ca apoi să zică: acum dar nu este nicio sândire pentru cei care sunt în Hristos. Revenind acum la partea legată de biserică, trebuie să lămurim un lucru foarte important. Noi, protestanții, nu privim slujirea bisericii dintr-o perspectivă sacramentală. Adică noi nu credem că păstorul ordinat sau hirotonit primește un har sau o putere specială în acest sens. Noi vorbim despre oficiul pastoral, oficiul slujirii. Oficiul slujirii înseamnă faptul că din marea masă a preoților, pentru că vorbim despre preoția universală, din toți acești preoți reprezentați de fiecare creștin care face parte din Biserica lui Hristos, biserica cheamă și însărcinează sau autorizează pe anumite persoane să celebreze cultul public sau închinarea publică a bisericii. Ca atare, aceste persoane care sunt puse în funcția de slujire de către biserică sunt persoane care au autoritatea de a îndeplini toate acele elemente care compun cultul bisericii respective. Însă, cel puțin din perspectiva luterană, vorbim despre faptul că persoana respectivă slujește întotdeauna in persona Christi. Adică el slujește în ca reprezentant al lui Hristos. De fapt, spun foarte bine Sfinții Părinți, nu preotul sau pastorul este cel care săvârșește botezul, ci Hristos este cel care săvârșește botezul prin persoana preotului. Hristos este cel care ne predică Evanghelia de la anvoanele bisericii noastre prin persoana preotului sau a pastorului. Hristos este cel care ne administrează Sfânta Euharistie prin persoana pastorului și așa mai departe. De aceea noi când mergem la biserică, și aceasta este o părere subiectivă pe care o spun în momentul de față, nu ar trebui să privim la persoana fizică care conduce și administrează sau celebrează închinarea publică, ci la Hristos, care este adevăratul celebrant al închinării publice. Dacă vom privi lucrurile în felul acesta, Cătălin, atunci vom ajunge, fără niciun fel de discuție, să evităm acest pericol al VIP-ului în biserică, care nu mai este very important person, ci este very important pastor. Știi? Un pastor foarte important. De ce? Pentru că, indiferent de cât de stângaci este un anumit păstor sau un anumit preot, sau cât de mică este o anumită biserică și cât de nensemnată este ea, noi avem conștiința creștină a faptului că adevăratul celebrant al închinării respective este însuși Hristos. Și atunci nu vom mai căuta să mergem în anumite biserici unde slujește un VIP, ci indiferent unde ne vom afla, vom ști că predica respectivă este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși este cel care o spune prin gura nevrednicului său preot sau pastor, indiferent dacă ne vom boteza într-o biserică mai puțin strălucită, de către un păstor mai puțin cunoscut. Știm că acel botez este cât se poate de valid, pentru că el este săvârșit de către Hristos însuși, respectiv toate celelalte elemente care compun închinarea, mă refer la Euharistie, la căsătorie și așa mai departe. Deci persoana preotului este complet neînsemnată, pentru că nu este altceva decât o unealtă în mâna adevăratului celebrant, care este persoana Domnului nostru
Iisus Hristos. De aceea, noi nu ne ferim, de exemplu, luteranii, să folosim expresia de Sfânta Biserică. De ce este sfântă? Pentru că în timpul liturghiei, Hristos însuși este Cel care celebrează închinarea. Noi ne aflăm în prezența Lui, chiar dacă este o prezență, să spunem așa, invizibilă ochiului uman, dar este o prezență percepută prin, prin credință. Păi, așa spune și Sfânta Scriptură, că acolo unde doi sau trei se vor uni în numele meu și eu voi fi acolo. Deci Domnul Hristos spune lucrul acesta foarte clar. Așa că părtășia aceasta frățească în prezența liturghiei aduce prezența divină. Exact. Oamenii oriunde s-ar afla, în orice fel de biserică, dintr-un sat părăsit de țară sau dintr-o celebră catedrală într-un oraș mare, plin, o catedrală plină de oameni slujită de preoți celebri, nu aduce niciun fel de plus această catedrală vis-a-vis de biserica micuță, pentru că Hristos este același și într-una și în cealaltă și El este Cel care celebrează și într-o parte și în cealaltă. De aceea noi când mergem la biserică privim mai degrabă la ceea ce noi numim mijloacele harului decât individul, decât omul. Privim mai degrabă la predicarea cuvântului, privim mai degrabă la sacramentul botezului, privim mai degrabă la sacramentul Euharistiei. Acestea sunt mijloacele, nu omul în sine. Pentru că omul în sine nu este altceva decât o unealtă în mâna Domnului nostru Iisus Hristos și nici măcar nu este o unealtă strălucită de cele mai multe ori, așa cum tu ai amintit, este o unealtă nevrednică. În Biserica Luterană, de exemplu, chiar există o rugăciune în debutul liturghiei în care preotul spune: eu ca slujitor nevrednic, dar împuternicit de Domnul nostru Iisus Hristos. Aici trebuie să vedem diferența. Noi, slujitorii bisericii, slujim cultul public, slujim închinarea bisericii din perspectiva aceasta a împuternicirii primite de la Dumnezeu, de la Domnul nostru Iisus Hristos, ci nu din propria noastră putere. Așa e, Sorin, și vreau să ne aducem aminte că lupta aceasta între bine și rău, între viață și moarte, a început încă din grădina Edenului și continuă în viața noastră, între cele două fronturi ale noastre. Firea aceasta pământească, natura umană și natura duhovnicească, da? Omul și omul născut în Hristos. Luptă care este o destul de aprigă, e o luptă de fiecare zi și avem momente în care când firea câștigă, ai văzut, suntem și noi mânioși, avem tot felul de reacții, practic cădem în păcat, dar sunt și momente și să dea Domnul să fie când mai multe în care rezistăm ispitelor, suntem oameni cu care dăm dovadă de roada Duhului Sfânt, în care se vede pacea, bucuria, da? Toate aceste lucruri frumoase pe care omul cel nou ar trebui să le rodească în viața lui. Totuși vreau să spun că plecând de la momentul acesta al înțelegerii statutului de nevrednic, îmi place foarte mult nevrednic, cred că ar fi obligatoriu ca de fiecare dată când ne adresăm lui Dumnezeu să ne adresăm cu cuvântul acesta, cu practic ne afișăm încă o dată, ne prezentăm, să ne recunoaștem încă o dată statutul nostru în fața măreției lui Dumnezeu. Și tot Pavel spune, într-un verset foarte frumos, spune că fiindcă umblarea după lucrurile pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh, spune Ioan. Vreau să vorbim despre un aspect puțin mai înalt. În momentul în care ne înțelegem păcătoșenia, nevrednicia aceasta, în calitate de slujitor, deci ne adresăm în special la problema aceasta a slujitorului, care și vin din rândurile celorlalți credincioși, Dumnezeu i-a împuternicit, i-a chemat. Se bazează pe o chemare, să spunem, specială din partea Dumnezeu. Au înțeles chemarea aceasta, au dat curs, s-au pregătit. Sunt în starea aceasta de a învăța pe alții, de a-i călăuzi pe alții. Dar de-a lungul timpului, așa cum Pavel spunea mai devreme,
înțelege că, de fapt, între el ca slujitor, e posibil să fie o persoană acolo când este la amvon în față, da, în timpul liturghiei, în timpul slujbei, și apoi o altă persoană atunci când coboară de acolo. De ce vorbesc lucrul acesta? Pentru că, de obicei, performanța aceasta, deci cum măsori performanța unui slujitor? Și chiar e o întrebare deschisă. Și de ce? Pentru că omul, la fel de păcătos, enoriașul, credinciosul care vine la părtășie, e și el om și întotdeauna va aprecia ceea ce vede ochiul, ceea ce aude urechea. Vede cât de bun vorbitor este, cât de atent este, cât de mult zâmbește, cât este interesat de ceilalți. Știu eu, poate și la alte lucruri, cât de bine arată, cât de... da? Deci omul întotdeauna se va uita. Pe lângă calitățile acestea pe care duhovnicesc, pe care slujitorul trebuie să le aibă, și bineînțeles în balanță cu nevrednicia lui pe care și-o recunoaște la rândul său în fața lui Dumnezeu, omul se uită și întotdeauna va aprecia pe unul comparativ cu altul. Astăzi trăim în lumea aceasta a tehnologiei, a internetului. Și vedem că, până la urmă, adresăm problema aceasta uzuală din zilele noastre, în care oamenii credincioși se duc după lucrători faimoși, după slujitori faimoși. De ce? Le place cum vorbesc, le plac subiectele pe care le tratează, și acolo unde este mesaj, slujire după, să spunem, după voința celor care ascultă. Și la un moment dat ajungem la starea aia la care vreau să ajungem, și anume că predicatorul, slujitorul, își adaptează, își schimbă direcția slujirii în funcție de publicul target, ca să spunem așa. Da, dar Cătălin, ceea ce mi spui tu acum este un lucru foarte trist, și dacă există în realitate așa ceva, și cred că există, atunci permite-mi să spun că tot ceea ce tu mi-ai expus nu este o biserică, ci este mai degrabă, hai să numim așa, o academie, eventual, unde normal că studentul merge după profesorul mai performant, sau poate este un club educațional, religios, în care participanții sau membrii clubului se orientează către un profesor, către un dascăl mai capabil, sau poate este ceva, o întâlnire culturală, și acolo într-adevăr contează omul mai pregătit și așa mai departe. Biserica nu este sub nicio formă nici academie, nici un club cultural, nici un fel de întâlnire, nici concert, nici sală de concert, nici concert, nici așa mai departe. Ci biserica este locul unde omul păcătos vine să se întâlnească cu Dumnezeul Mântuitor. În biserică, în timpul slujirii actului liturgic, sau mă rog, slujbei, cum se numim, a serviciului divin, se petrece întâlnirea omului păcătos, care vine împovărat de păcatele lui, cu Dumnezeul, cu Hristosul Mântuitor, care vine și ne eliberează de păcatele noastre prin mijloacele acestea ale Harului, predicarea cuvântului, care nu este altceva decât predicarea promisiunii de mântuire a lui Dumnezeu, respectiv prin Sfintele Sacramente, spunem noi, care sunt botezul, respectiv Sfânta Euharistie sau Sfânta Cină. Omul, când vine la biserică, nu vine să se întâlnească cu o capacitate intelectuală, chiar și religioasă, a slujitorului bisericii, ci omul vine să se întâlnească cu mesajul de împăcare pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni-l aduce. Domnul nostru Iisus Hristos vine și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihna. Nu vine și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și o să vă dau o înțelepciune fără margini. Eu o să vă explic mai clar cum stau anumite lucruri. Eu o să vă spun povestioare interesante, glume și așa mai departe. El ci vine și spune: eu vă voi da odihna. Noi mergem la biserică să căutăm această odihnă spre care tânjim datorită oboselii, Cătălin, pe care păcatul ne-o pune peste noi în viața de zi cu zi. Pentru că, crede-mă, nu este ușor să fii creștin pentru că ești păcătos. Viața de creștin e o continuă corvoadă datorită faptului că zi de zi noi trăim experiența lui Paul, zi de zi ne trezim și spunem: uite,
asta fac eu, îți dau din propria mea inimă. În fiecare zi mă trezesc și spun, Doamne, astăzi nu vreau să păcătuiesc. Fii cu mine, ajută-mă, dă-mi putere să nu păcătuiesc. Cum crezi că mă simt o oră mai târziu? Când toată această dorință mea s-a prăbușit în urma comiterii unui păcat. Nu știu, m-am supărat pe cel mic. M-a sunat cineva și mi-a provocat o neplăcere. Nu a fost ceva aranjat în casă așa cum trebuia. Nu a pornit mașina. Sau alte lucruri, toate acestea împingându-mă la o stare de agitație păcătoasă și nefirească pentru un creștin. Eu sunt în calitate de creștin, sunt într-o continuă căutare a odihnei în mesajul Evangheliei lui Hristos. De ce? Pentru că în același timp sunt într-o continuă împovărare, trag după mine o continuă oboseală pe care mi-o provoacă păcatul. Și spune, de exemplu, Andy Wright are o lucrare tradusă în limba română care se numește Creștin pur și simplu și acolo vorbește foarte frumos chiar în primele pagini despre apă și îl spune în felul următor. Când ești însetat, uite-te, suntem într-o perioadă atât de toridă, când ești însetat de nu mai poți, nu mai contează foarte mult ce tip de apă bei, cât de scumpă e, cât de bine. Important este să primești apă. Pentru tine apa este elementul salvator. Pentru noi Hristos este elementul salvator. Mai puțin important este slujitorul bisericii, show-ul pe care acesta îl face, atmosfera minunată în care ne găsim, cât de frumoasă este arhitectonic, biserica și așa mai departe. Pentru că noi suntem într-o continuă căutare a relației noastre cu Hristos. Și atunci când mergem la biserică, este foarte important ce vedem noi în fața noastră. Îl vedem pe Hristos sau vedem un slujitor care poate în nevrednicia lui nu se ridică la așteptările pe care noi le-am avea pentru slujirea respectivă. Și eu am trecut prin experiențe de genul ăsta în ambele situații, adică și în situația de a participa la anumite slujbe în care am spus în gândul meu, o, păstorul acesta nu prea se descurcă, însă am încercat tot timpul să mă corectez și să zic, Doamne, dar eu sunt în prezența Ta, nu în prezența Lui. Și de asemenea, eu am fost de foarte multe ori în calitate de slujitor pus să slujesc în momente în care eram trist, în care eram apăsat, în care nu mă simțeam bine sufletește și așa mai departe, apăsat de anumite păcate, de anumite probleme cu care mă confruntam și cu siguranță nici predica pe care am rostit-o nu a fost una așa cum i-aș fi dorit-o, a fost una de care eu însumi m-am rușinat la final, poate nici slujirea pe care am făcut-o nu a fost una prea bine, poate n-am cântat cât s-a putut de bine și așa mai departe. Însă enoriașii și cei participanți în slujba respectivă au plecat binecuvântați de acolo pentru că ei au primit cuvântul lui Dumnezeu, au primit harul lui Dumnezeu și nu cuvântul meu și harul pe care eu l-am transmis. Pentru că Duhul Sfânt ia practic... Poate lucrarea ta, predica ta, poate necizelată, pentru că numai inima ta, numai Dumnezeu o știe în momentul acela ca slujitor. Deci, până la urmă, ești om și slujitor este om și noi suntem cu toții oameni. Pavel era om, da? Dar atunci când se pun în slujba lui Dumnezeu, în momentul în care își văd nevrednicia, starea aceea de păcătoșenie, da? Dar în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu face ca și atunci când noi considerăm că mesajul e slab sau știu eu, nu e plin de bucurie, pentru că în inima ta, în gândul tău, te lupți cu ceva. Așa cum ai și spus, sunt o grămadă de probleme pe care afectează pe toată lumea, și pe slujitor, și pe ceilalți. Dar prin puterea lui Dumnezeu, prin prezența lui Dumnezeu, în locul acela, în momentul închinării bisericii, fac ce Dumnezeu ca și din, să spunem așa, din lucrarea aceasta, poate nu atât de performantă, să se folosească ca hrană pentru cei de acolo. Mi-aduc aminte, am avut o discuție cu profesorul care mi-a coordonat lucrarea de master aici la București, la Universitatea din București și chiar în perioada aceea eu am fost ordinat păstor.
Și discutam, dânsul mă întreba așa, în mod glumeț, cum e după ce ai fost ordinat. Și experiența aceasta mi-a povestit-o dânsul, mi-a zis că poate cel mai mare șoc pe care l-a trăit a fost să-și dea seama că a rămas același om. Și după ce a fost hirotonit sau ordinat păstor, a rămas același om cu aceleași probleme, care reacționa în același mod nefericit în anumite conjuncturi și așa mai departe. Păstorul nu este un supraom. Păstorul, în momentul în care este ordinat, nu este transformat astfel încât să devină un superom. Păstorul rămâne cu aceleași poveri pe care continuă să le ducă după el mai departe. Luther vorbea foarte frumos despre, are o lucrare despre cum să fii un teolog. Sigur că Luther înțelege, între teolog și păstor este sinonim. Nu poți să vorbești despre un teolog în vremea aceea despre un teolog care nu era păstor. Și atunci, și aici vorbește despre acele trei aspecte: oratio, meditatio, tentatio. Oratio este rugăciunea. Rugăciunea continuă a unui păstor, meditatio este meditarea la cuvântul lui Dumnezeu în continuu. Însă al treilea lucru foarte important este a face față ispitelor care vin. Știți ce se întâmplă? Mă rog, n-aș vrea să par în emisiunea aceasta că iau apărarea păstorilor, dar cumva trebuie să o fac. Foarte mulți dintre credincioși vin la biserică exact cum ne ducem la un club de fitness. Sau cum ne ducem la un magazin, sau cum ne ducem la un, știu și eu, la un restaurant, în care ne punem la masă și avem pretenția să ni se servească cea mai bună mâncare și toți ospătarii să zâmbească și muzica să fie bună și fetele frumoase și așa mai departe și totul să fie ideal acolo. Ori biserica nu este o societate economică în care noi venim în calitate de clienți și ceilalți trebuie să, păstorii trebuie să trăiască după expresia că clientul nostru, stăpânul nostru. Biserica este formată din oameni care au nevoi, care sunt împovărați de probleme, care sunt împovărați la rândul lor de problemele bisericii și așa mai departe, și ei au nevoie la rândul lor de sprijin. Ei sunt un sprijin pentru comunitate, dar și comunitatea trebuie să învețe că trebuie să fie un sprijin pentru păstorul lor. De aceea, o comunitate cu adevărat sănătoasă și fericită este o comunitate care își susține păstorul, care se roagă pentru păstor, care îl ajută, îl ascultă și așa mai departe, și nu îl transformă pe păstor într-un fel de slujitor pe care ei îl plătesc. Și din acest motiv, omul acesta trebuie să fie supus oricăror capricii, dorințe și așa mai departe pe care comunitatea le are. Trebuie întotdeauna și trebuie întotdeauna să vedem care este relația dintre comunitate și păstor în definitiv. Păstorul este ajutat de comunitate, este susținut, este înțeles, pentru că doar în felul acesta simbioza aceasta va fi una perfectă în cadrul bisericii. Aceasta este opinia mea. Păstorii întotdeauna se confruntă cu ispite și știm bine de ce, pentru că Satana nu este fericit sub nicio formă atunci când cuvântul lui Dumnezeu este predicat, atunci când sufletele sunt câștigate pentru Evanghelie și așa mai departe. Și atunci el ce face? Își pune tunurile spre păstor și îl bombardează cu tot fel de probleme în familie, de sănătate și așa mai departe, încercând să doboare această slujire pe care o face. De aceea comunitatea trebuie să se ridice și ea, la rândul ei, ca un zid în jurul păstorului său și să-l încurajeze, să-l ajute atunci când momentele sunt mai nefericite, pentru că fără aceste lucruri nu se va ajunge la o comunitate cu adevărat sănătoasă. Dacă oamenii vor părăsi o anumită comunitate pentru că păstorul nu predică bine, credeți că păstorul respectiv va fi cumva încurajat într-un fel sau altul de acest? Nu, din contră, el va fi și mai dezamăgit, și mai împovărat, și mai distrus în sine. Altfel va fi când comunitatea vine și îl încurajează și îl ajută ca pe zi ce trece să crească, să crească, să crească, până când într-un an, 2, 3, 4, 5 va deveni păstorul pe care aceștia și-l doresc.
Sorin, extraordinar. Mă bucur că ai făcut această precizare până la urmă și de ce noi suntem atât de duri când e vorba de alții, în special de slujitori. Și... Da, pentru că îi percepem nu ca pe niște slujitori, ci mai degrabă ca pe niște oameni care ne fac niște servicii pentru că ne sunt datori să facă lucrul acesta. Mai ales în bisericile evanghelice în care majoritatea își plătesc slujitorii, bisericii își plătesc slujitorii, da. Și atunci spune, eu te plătesc, va trebui să faci asta, asta, să nu-mi convine, să facem contractul de muncă și căutăm altul. Da, dar asta este o poziționare economică, nu o poziționare spirituală. Înțeleg acest lucru când vine vorba despre companii. Deci, ne apropiem de încheiere și vreau să tragem o concluzie. Practic, am pornit de la exemplul lui Pavel, care... Clar, nu se compară cu niciunul dintre păstorii de astăzi și deci e unul foarte renumit, Apostolul lui Hristos. Și dacă Pavel a trecut prin momentele acestea în care el își recunoștea păcătoșenia, nevrednicia și bineînțeles la rândul lui a fost înțeles și de galateni și de romani și de cei de acolo, deci cei pe care îi păstorea, da? Pentru cei prin care s-au întors, care i-a adus la Hristos. Cu atât mai mult și noi astăzi cu păstorii noștri, cu slujitorii noștri care sunt cu noi în zilele acestea, ar trebui să avem o inimă îngăduitoare și, bineînțeles, să-i tratăm așa cum sunt și ca oameni. Și să ne implicăm. Cătălin, aș vrea să închei înainte de a aminti faptul că situația, am spus odată că nimic nou nu este sub soare în creștinismul acesta. Nimic, niciunul dintre lucrurile cu care ne confruntăm noi în prezent nu sunt chestiuni de noutate. Toate s-au petrecut într-o formă sau alta în trecut. Și tocmai voiam să amintesc de criza donatistă din secolul al IV-lea, atunci când în Africa, în biserica din Africa de Nord, a apărut un conflict pe baza ideii. Ideea de bază era dacă sunt valide slujirile făcute de către păstorii nevrednici, să-i numim așa, păcătoși și așa mai departe. De unde a apărut problema aceasta? Ea a apărut în urma faptului că în timpul persecuțiilor mulți păstori, mulți preoți ai bisericii au trădat credința ca să își păstreze viața și după ce persecuțiile au încetat, sigur ei s-au întors la biserică și problema se punea. Mai pot fi primiți ca slujitori, dar actele de slujire săvârșite de către un slujitor păcătos care și-a abandonat credința sau care a comis un anumit păcat, sunt valabile sau nu? Cu alte cuvinte, dacă eu, de exemplu, sunt un păcătos și îți administrez ție botezul, este valabil botezul respectiv sau predic în calitate de păcătos sau administrez sacramentul Sfintei Cine? La conciliul de la Cartagina, care a avut loc în anul 400, această mișcare, acest conflict numit donatism, a fost condamnat de către biserică. Augustin a fost unul dintre luptătorii feroce împotriva acestei părere. Și el a afirmat faptul că slujirea sau actele de slujire, tainele, ca să le numim așa, Sfintele Sacramente, sunt foarte valabile, indiferent de credința sau de viața morală a celui care le celebrează, le săvârșește, pentru că ele nu sunt dependente de credința sau de moralitatea slujitorului, ci sunt dependente de credința noastră a celora care le primim. Și ca atare, revenind la tema noastră, ar trebui ca mai înainte de a privi la viața slujitorului bisericii și de a o dezgropa în toate formele, să privim mai degrabă la viața noastră. Dacă noi vom trăi cu gândul că predica, că botezul, că slujirea unui slujitor nevrednic nu este una validă datorită nevredniciei lui, atunci, Cătălin, trebuie să spun că vom trăi într-o bulă de neîncredere și de deznădejde continuă. Pentru că cele mai multe păcate pe care omul le face nu se petrec la vedere, se petrec în inima lui. Iar inima este necunoscută ochiului uman, este cunoscută numai lui Dumnezeu. Poți tu să știi, dacă te duci într-o biserică celebră,
La un, și lucrurile acestea s-au întâmplat. Uite de câți păstori celebri, după ani de zile de atragere a maselor la biserică, au ajuns să fie descoperiți că aveau amante, că știu și eu ce făceau, alții aveau relații homosexuale, alții furau, alții nu știu ce afaceri ilegale săvârșeau. Toate acestea se întâmplau în taină, nu la vedere. Și atunci, tu ca credincios care mergi la biserică, nu vei avea niciodată siguranța că participarea ta, că tu participi în harul lui Dumnezeu, pentru că nu cunoști niciodată cine este slujitorul, care nu știi ce păcate ascunde inima lui, ce taine se ascund în el și așa mai departe. De aceea noi trebuie întotdeauna să privim prin slujitorul bisericii la Hristos, adevăratul celebrant al actului de cult, al actului de închinare, care este fără prihană, el este marele nostru preot, da? Care aduce o slujire absolut desăvârșită și noi din această slujire absolut desăvârșită ne împărtășim atunci când mergem la biserică, chiar dacă păstorul este păcătos, chiar dacă este peltic, chiar dacă nu vorbește atât de academic cum ne-am dori, chiar dacă nu cântă atât de frumos cum ne-am dori și așa mai departe. Sorin, extraordinar, mi-a plăcut foarte mult încheierea, a fost o discuție extraordinară, îți mulțumesc că am putut pune în fața telespectatorilor noștri problema aceasta a dualismului nostru și în special al slujitorilor, aceea de oameni și de oameni al lui Dumnezeu. Îți mulțumesc mult și, bineînțeles, te așteptăm și la o nouă emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați bucurat și în seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!